Bine te-am găsit! Sunt Raluca Șahter și azi voi vorbi despre ce înseamnă de fapt alimentația personalizată și despre câteva mituri nutriționale care te pot induce în eroare. Metodologia Metabolic Typing pe care o practic ne-a învățat în ultimii 30 de ani că alimentația potrivită pentru o persoană este dictată de genetica acesteia și de individualitatea ei biochimică, nu de anumite filozofii și teorii la modă și nici măcar de modul în care se realizează anumite studii științifice în ziua de azi. Majoritatea dietelor impun anumite extreme, care nu sunt necesare pentru organismul nostru și pot fi chiar periculoase, așa cum ar fi eliminarea completă din alimentația unui grup principal de alimente, proteine, carbohidrați sau grăsimi. Pornind de aici, tot felul de diete și-au făcut apariția. Sărace în grăsimi, sărace în carbohidrați, bogate în proteine, sărace în proteine. Sunt în jur de 80 și ceva de astfel de diete pe piață la ora actuală. Crezi că sunt potrivite tuturor metabolismelor? Crezi că sunt potrivite pentru tine? Vei afla prin încercări? Unul din miturile la modă este că o dietă vegetariană sau keto sau oricare este idealul pentru tine. În realitate, dacă această alimentație este greșită pentru tipul tău metabolic, dacă nu se aliniază la alimentația ta ancestrală și cerințele tale unice de ordin genetic și nutrițional, această dietă te poate face mai bolnav sau poate crea noi probleme de sănătate pentru tine. Nu există alimente rele sau bune decât în termenii cerințelor unice dictate de tipul de metabolism al fiecarei persoane. Nu există o dietă sănătoasă valabilă pentru toată lumea. Acest adevăr se aplică în cazul oricărei diete care presupune că se potrivește pentru toți oamenii, indiferent care este aceasta. Numai alimentația care întrunește cerințele tale biochimice unice și genetice și poate astfel determina alimentația ancestrală este cea care ți se potrivește. Un alt aspect greșit înțeles de multe persoane este teoria ascultării corpului. Ascultarea corpului tău nu înseamnă să-ți permiți o satisfacție dăunătoare zilnic, crezând că doar îți hrănești nevoile corpului. Înseamnă să te simți conectat la corpul tău și să ai control asupra lui și asupra minții tale. Dar de multe ori trebuie să înveți să identifici și să interpretezi toate semnalele pe care corpul tău ți le transmite zilnic ca răspuns la alimentație și stil de viață, prin diferite simptome, emoții și gânduri. Concomitent, este esențial să restabilești funcția metabolismului tău și să reduci inflamația, toxicitatea și congestia pentru a putea asculta din nou și a interpreta corect reacțiile tale. Cei care iubesc și poftesc alimentație toxică și alte otrăvuri și pretind că acestea au un gust bun, o fac doar pentru că încărcăturile lor toxice, dezechilibrele biochimice, ineficiențele metabolice și pierderea funcției metabolismului au dus la aberații ale gustului și sațietății și au denaturat și subminat capacitatea naturală a corpului de a mânca instinctiv. Un alt mit nutrițional ne spune să fim mereu mai alcalini pentru sănătate maximă. Renumitul expert în medicină de origine română, Emanuel Revici, a oferit în cei 77 de ani de cercetări mai mult de 120 de descoperiri medicale semnificative și concepte revoluționare. El a demonstrat că pH-ul într-o persoană sănătoasă trebuie să oscileze de două ori în decursul a 24 de ore, peste și sub valoarea medie. Valoarea medie pentru urină este 6,2, iar pentru salivă 6,7. Tot el a demonstrat că un pH blocat într-un stadiu fie acid, fie alcalin este un semn de patologie și o reacție de apărare a organismului împotriva proceselor degenerative. Deci pH-ul este un efect, nu o cauză a problemei. El este determinat și reglat de sistemele de control fundamentale care mențin homeostaza în organism, în principal de sistemul nervos autonom, oxidarea celulară și de metabolismul anabolic.
Sănătatea cere ca organismul să fie capabil să oscileze fie în starea alcalină, fie în cea acidă, în funcție de situație. Prin metabolic typing am învățat că alimentele au efecte de acidifiere sau alcalinizare specifice în metabolisme diferite. Anumite alimente vor stimula, întări și sprijini sistemul parasimpatic, deci alcalinizează, în timp ce altele întăresc și sprijină sistemul simpatic, acidifiază. În sistemul oxidativ, efectele acestor alimente este de fapt inversat. Orice aliment poate avea un efect stimulant sau sedativ, acidifiant sau alcalinizant, nu din cauza unei calități inerente ale alimentului, ci mai degrabă din cauza efectului pe care acel aliment îl are asupra sistemului de control dominant din organismul tău. Rezidul acid sau alcalin, rezultat din oxidarea alimentelor, joacă un rol foarte limitat și minor în determinarea pH-ului. În concluzie, corpul nostru este astfel construit încât să fie sănătos, dar pentru a funcționa eficient, are nevoie de combustibilul potrivit, acela pentru care a fost programat din punct de vedere genetic să-l consume. Am încredere că aceste informații îți vor fi de folos să alegi în final alimentația care ți se potrivește ție, fără să mai alergi după mituri la modă. Aștept comentariile tale pe pagina noastră de Facebook Hello Sănătate și pe canalul YouTube. Sănătate și pe curând!